Domnul să binecuvinteze toți copilașii bisericii. Câteva gânduri am și eu, nu numai pentru copii, ci pentru toți, pentru fiecare dintre noi, din doi împărați din capitolul 17, mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre comoara, comoara bisericii. Noi credem că toți copiii noștri sunt niște comori. Credem lucrul acesta, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Gândiți-vă, fraților și surorilor, cine poate din lumea aceasta să fabrice măcar o unghie, un degețel, nu? Să facă un lob de ureche. Cine poate să facă așa minunăție despre care Dumnezeu vorbește? Uitați-vă, în psalmul 139, te laud că sunt o făptură cum? Așa de minunată. Uitați ce comori avem noi. Fiecare dintre noi suntem o comoară deosebită înaintea lui Dumnezeu. Comorile bisericii sunteți voi, fraților. Și vă mai spun ceva. În timpul celor 10 valuri de prigoană, un episcop a fost luat de guvernator, de o parte, și i s-a spus în felul următor: Am auzit că voi, creștinii, sunteți foarte bogați. În data de, la ora de, în clădirea cu tare, te rog frumos aduci toate bogățiile pe care voi le aveți. Tot aurul, tot argintul, tot ce aveți voi. Aduce acolo și eu vreau să le iau. Adumi bogățiile bisericii. Și știți ce a dus episcopul acesta? În ziua aceea, clădirea era plină de orbi, de șchiopi, de bolnavi, de ciungi. Zice, ăștia saverea bisericii. Pentru că noi când le dăm lor, trimitem în cer. Și atunci averile noastre merg direct la Dumnezeu. Ăștia saverea bisericii. Vedeți? Câte averi are biserica, câte bogății are biserica. Săracii sunt averile noastre, copilașii sunt averile noastre, dar cea mai mare bogăție este Domnul Isus Hristos. Dar vreau să vă spun, fraților și surori din Biblie, din Scriptură, încă o comoară pe care noi trebuie, trebuie, trebuie să o avem. Dacă o să căutăm în Isaia, în capitolul 33 o să găsim o expresie foarte frumoasă. Frica de Domnul iată comoara Sionului. Frica de Domnul, asta e comoara Sionului. Și am ales acest text din Doi Împărați, din capitolul 17, de la 24 în jos, și citesc selectiv, citesc selectiv, Versetul 24, ca să contextualizăm. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, Cuta, Ava, Hamate, Farvaim și a așezat în cetățile Samaria. Ei au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Versetul 25. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Vă dați seama ce greu era acolo ei nu se temeau de Domnul și năvăleau fiarele sălbatice din pădure, nu? Gândește-te ce ar fi să plece copilul tău la școală și să se întâlnească cu o fiară de asta pe drum. Eram odată în misiune la Hunedoara, s-a făcut un anunț tare, nu știu cum să-l numesc eu, ciudat așa, neobișnuit chiar, de la Amfon. Fiți atenți, fraților, zice că a ieșit un tigru de la grădina zoologică și ne-au anunțat cei de acolo să fiți atenți, nu cumva să vă întâlniți cu el pe drum. Gândiți-vă un pic. Să meargă copilul tău, copilul meu la școală și să nu aibă siguranța asta că se întâlnește cu un leu pe drum și îl sfârșie și, și nu mai ai copil. Nu mai e decât o masă însângerată, nu? Acasă. Așa se întâmpla acolo și știți de ce? Nu se temeau de Domnul. Și-au fiarele sălbatice pe ei și devorau, le ucideau copiii, îi mâncau de vii pe ei. Și era groaza lui Dumnezeu peste ei acolo. De ce? Nu se temeau de Domnul. Și apoi uitați-vă, mai departe aude împăratul Asiriei o cerere. Împărate, rezolvă-ne problema Țara noastră e năpădită de fiare sălbatice. Dar oamenii dinaintea voastră au avut așa probleme? N-au avut. Păi înseamnă că e o problemă la nivel de închinare. E o problemă împăratică. că noi nu ne temem de Domnul și noi nu știm cum să ne temem de Domnul. Și atunci împăratul, versetul 28, trimite pe unul din preoții care au fost luați robi din Samaria, a venit, s-a așezat la Betel și le-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar era o problemă aici, versetul 30. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot. Oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat pe Ashima, cei din Ava pe Nibhat și Tartac. Imediat o să vedeți cine erau acești zei, acești idolași. Cei din Sefarvaim își ardeau copii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, Dumnezei din Sefarvaim, versetul 32. Totodată se închinau și Domnului, extraordinar. Versetul 35, aici deja e istoria poporului evreu, Domnul a făcut legământ cu ei și le-a dat o poruncă: să nu vă temeți de alți Dumnezei, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți, ci temeți-vă de Domnul, spune versetul 36. Și apoi se repetă în 39: să se teamă de Domnul și să închid ghilimelele. Dar versetul 40 e concluzia ce au făcut cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. Versetul 41 readuce istoria la începutul textului nostru. Samaritenii, samaritenii. Neamurile acestea se temeau de Domnul, dar în plus slujeau și chipurilor lor ceoplite și copiilor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinților. Închinare de tip samaritian. Haideți să vorbim puțin despre comoara aceasta a fricii de Domnul și să extragem din textul acesta câteva învățături. Pentru că sunt învățături practice pentru noi. Prima învățătură și ceva simplu, ceva așa ca pentru copii. Când noi nu ne mai temem de Domnul, când nu mai avem frică de Dumnezeu, ne devorează lei. Dar nu este vorba de lei ăștia cum a scăpat tigrul acela de la grădina zoologică, nu, nu, nu. E vorba de alt fel de leu sau de lei, dacă vreți, nici de ăștia care îi purtăm în buzunare. În 1 Petru capitolul 5 cu versetul 8, ne se spune de un leu care răcnește, dă târcoale și răcnește. Și dacă noi nu suntem atenți, Copiii noștri sunt înghițiți de leul acesta. Știți cine este acesta? Diavolul, scrie în verset, diavolul. Atunci când eu nu mă mai tem de Dumnezeu, când nu mai am frică de Domnul în ființa mea, vine diavolul și începe să mă lovească. Fraților, s-a vorbit astăzi prin Duhul Sfânt și ați auzit, Fratele Nelu a rostit niște cuvinte că Domnul vrea să cerceteze pe poporul lui în dimineața asta, în ziua aceasta. El n-avea de unde să știe câte cauze sunt aici și cât îs de grele cauzele acestea. Dar dumneavoastră și noi, de obicei, când auzim un cuvânt de felul ăsta, Dumnezeu cercetează, extraordinar, o să fie bine, o să fie har, o să mă bucur, o să tresal de bucurie, o să-L simt pe Domnul. Da, e o cercetare a lui Dumnezeu, dar aduc în fața voastră și voi, dacă puteți căuta textul acesta, și prin durere, spune Iov, este cercetat omul când stă în așternutul lui. Și atunci e greață, uitați-vă ce spune aici, Apoi să dai următorul verset. Atunci e greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Uitați-o, cercetarea lui Dumnezeu. Și biserica de aici e cercetată de Dumnezeu acum, prin suferință, fraților. Știți de ce? Nu ne mai temem de Dumnezeu. Am auzit o lucrare dată pentru băiatul ăsta, pentru Mihai Burz. O zis Domnul așa, dacă poporul meu se va uni și se va ruga, mă voi îndura. Fraților, suntem puși la încercare. Un copil de 26 de ani care a fost aici și s-a botezat și a fost cu copiii dumneavoastră la școala duminicală. Și în mintea lui, așa ca în mintea adolescenților, a avut o perioadă în care a plecat departe de biserică, dar s-a reîntors, așa mai șchiopătând. Și-a venit marele păstor și l-a lovit la picior și o a rupt piciorul ca să-l ducă în iezle, să-l ducă acolo la zmerenie și să-l aducă înapoi la staul. Băiatul ăsta are tumoară canceroasă și doctorii medici spun Că acel cancer s-a răspândit în organele interne, și splina e afectată, plămânul afectat, nu mai are nici o șansă la oameni, dar are șansă la Dumnezeu. Ne rugăm să se atingă Domnul de el și să-l vindece. Cei care aveți pe inimă zilele acestea, stați în post și în rugăciune, că Domnul vă va răsplăti. Domnul să se îndure de această familie că nu ne mai temem de Dumnezeu, ne ucid lei, vine diavolul și își bate joc. Dar fraților, surorilor, asta, biserica asta e a Domnului, nu e a diavolului. Nu e a diavolului. Că vine diavolul și își bate joc de noi și ne lovește cu suferință, așa cum a fost îngăduit să lovească pe Iov, da, e îngăduit, de ce? Ca să ne pocăim, dar chiar dacă murim, chiar dacă trăim, chiar dacă suntem bolnavi, noi suntem ai Domnului. Chiar dacă ești păcătos, rezolvă-ți problema, mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu, tu nu ești a diavolului, tu ești a Domnului. Și și păcatele tale sa Domnului, că se ocupă El de ele. Doamne, cercetează-ne! Al doilea lucru, lucruri simple, dar cred că ne folosesc. Când nu ne mai temem de Domnul, devenim formaliști. Devenim formaliști. Uitați-vă aici, formalismul care a năvălit peste oamenii ăștia. Versetul 25. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul. Bun, nu te temi de Domnul, dar ce se întâmplă? Atunci împăratul Asiriei spune, hai să vă ajut. Cum să vă ajut? Versetul 28. Vă trimit un preot și vă învață cum să vă temeți de Domnul. Și-a venit preotul. Știți ce i-a învățat pe oamenii ăștia? Să aduc o jertfă, să stea în fața unui altar, eu am învățat că este un Dumnezeu Jehova în cer, care s-a întâlnit cu Moise la rugul aprins. Eu am învățat că poporul a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Eu am învățat multe lucruri, dar astea pot să intre aici și să rămână aici. Dar ceea ce e cel mai important pentru copiii noștri, de aici, de la minte, să coboare la inimă și să-i schimbe Domnul, să-i miște, Fraților, formaliști putem să fim? Pot să vin și să mă botez, să închei un legământ cu Domnul în apa botezului? Pot să vin după aceea și să stau pe bancă și să vegetez, să stau ca o vegetală pe bancă, vorbesc tinerilor? le vorbesc celor bătrâni care deja au făcut pentru Domnul multe și mai fac că se roagă pentru noi, dar e foarte ușor să stai pe bancă, să stai în biserică sau să te furișezi undeva la balcon și să stai pe telefon. E foarte ușor. Și să stai acolo și să stai acolo și să zici, îmi liniștez conștiința că m-am dus la biserică, l-am ascultat pe tata, m-am botezat pe mama, mă duc, stau, dar am viața mea și sunt un formalist, vin de formă la biserică, e foarte ușor să fac lucrul acesta. M-am născut între ziduri de beton, îmi petrec viața între ziduri de beton, Într-o zi mă vor lua pe roate și mă vor duce iarăși între niște ziduri de beton în pământ. Și toată viața mea am stat numai între betoane, am fost un formalist, ca betonul am fost. Așa mi-a fost inima mea, așa mi-a fost ca o piatră. De ce? N-am vrut să am frică de Domnul. Frica asta de Dumnezeu se poate învăța, dar e o frică falsă, e o frică învățată, e o frică dobândită printr-o educație creștină. Să știu să spun o rugăciune un tatăl nostru, să știu să vin la biserică să stau aici, să știu să pun un bănuț la colectă, să știu că o binecuvântare așa, un botez așa și o, o căsătorie așa, astea le știu pe toate, dar toate astea pot să fie doar formale. Dumnezeu nu vrea forme, fraților. Dumnezeu vrea închinare în duh și în adevăr. Că vorbim de Samaria, s-a întâlnit Dumnezeu cu o femeie și femeia asta era foarte contrariată și era din Samaria și spunea: Doamne, văd că ești proroc. Dacă ești proroc, ești mesagerul lui Dumnezeu. Unde să ne închinăm? Aici pe muntele acesta sau la voi în Ierusalim. Și Domnul a rostit un adevăr care străbate viacurile, nici la Ierusalim, nici în Albini, în Cluj, nici în Africa, nici în altă parte, nici la Mediugore, unde se duc oamenii că sunt aparițiile fecioare Nu, nu, nu! Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duhul lui Dumnezeu și în Duhul lor, dar și în adevărul Scripturii. Asta e adevărata închinare. Ia Duhul Sfânt Scriptura, o aduce în trupul, în ființa mea, în mea și o face roditoare și mă face un suflet viu pentru Dumnezeu. Vedeți, bebelușul de astăzi e viu, pentru că mișcă. E foame, imediat dacă nu îi se dă mâncare, se apucă de plâns, că e foame. Păi așa ar trebui, frate și soră, să fii și tu, cum ești tu viu pentru Dumnezeu născut din nou când nu citești Biblia de două, de trei săptămâni? Poate ați auzit de bătrânica aceea? i a lăsat păstorul o sumă de bani în Biblie și s-a dus după o lună de zile. Zice, cum? Tot greu, tot greu. Cum o duci greu? Da, tot greu. N-ai bani, de când ai plecat? Mai greu, mai greu. Dar n-ai găsit comoră. Că ți-am zis că aici o să găsești o comoră. Vedeți, asta e o altă comoră. Vorbim de comori. N-am găsit frate comora. Și eu mă de... Pe ce deschid eu și vezi, când o deschizi bani în Biblie, comora era acolo, eu pus-o păstor de ea, nu știa. Și atunci, acum să mă laud eu că viu și că -mi mișc și că îmi trăbă ceva, nu? Când eu nu vreau să citesc, nu vreau să mă rog, nu mă de Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Amin. Al treilea lucru. Atunci când nu ne mai temem de Dumnezeu, când ocolim frica asta de Domnul, adevărata frică de Domnul, ne biruiesc idolii. Idolii. Uitați-vă aici, de la versetul 30 în jos. Și doar îi punctez așa, pentru că ne dau de gândit fiecăruia, oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot. Sucot Benot, în traducere biblică veche, înseamnă cortul fetelor. Cortul fetelor. Și putem face o aplicație practică astăzi, să ne gândim la imoralitate. Atunci când eu nu mă mai tem de Dumnezeu, atunci ne năpădește duhul ăsta al pornografiei și al imoralității. Și să știți că asta e o pată mare pe multe familii. Numai frații ăștia care mai au mărturisiri știu cât de mare flagelul acesta al pornografiei și al imoralității în multe familii. Bărbați care nu pot să-și mai înfrâneze mintea și ochii. De ce? Nu se mai tem de Domnul! Nu se mai tem de Domnul! Într-o zi, am văzut pe telefon filmul cu Iosif, Zic, ia să văd eu, am derulat, am derulat, m-am uitat, 3, 4, 5 secunde la episodul cu Iosif și cu tâlhăroi caia din Egipt, cu femeia aia stricată. M-am uitat, am închis. Nu vreau să văd! Nu vreau să văd! Pentru că știți care e problema? Filmele astea creștine nu pun accentul pe mântuire, pe pocăință, pe Hristos, pe Duhul Sfânt, ci pe trăirile animalice din noi. Da, da, se prelungește, nu? Așa era de lung, era câteva minute episodul ăla cu femeia, cum mă lispitea, cum mă fugea după el. Am închis, gata, nu vreau să-mi pătesc mintea și inima mea cu prostii de astea. Nu vreau! Ori când eu mă duc și consum, consum, nu? Filme creștine, după aia îmi cere firea mea rea, tigrul ăsta din mine, leu ăsta din mine, îmi cere mai mult și mai mult și mai mult și mă alimentez mai mult și mai mult și unde ajung? În adâncul iadului, acolo ajung. De ce? Pentru că uitați-vă, încă sucot benot în mijlocul nostru, cortul fetelor, fetelor care atrag, care cheamă. Versetul 30, următorul lucru, oamenii din cut au făcut pe nergal zeul războiului era, al urii, al uciderii. Matei 5 cu 21, numai dacă vorbești de rău pe cineva, e ca și cum l-ai ucide la Ieremia i-au zis hai să-l ucidem cu vorba ce părere aveți de violența din familie și atâtea și atâtea de la desene iar a, a, abordez problema asta de la desene până la filme violență, violență, violență și bărbații în special ei vor să fie animalul din casă care face ordine și disciplină nu așa se face ordinea și disciplina în familie se face cu blândețe că așa ne-a învățat Domnul Hristos învățați de la mine că eu sunt violent, așa o zis. Nu, fraților, învățați de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima. Doamne, ajută-ne! Cei din Hamat au făcut pe Ashima, Ashima, zeul soartei. Era un zeu sub formă de maimuță, da? Și mă gândesc, mă gândesc când mă gândesc la zeul soartei, mă gândesc la horoscop. Și la atâția oameni care dintre noi sunt infectați Păi bă, de e așa greșit să mă uit și eu la data mea de naștere și să văd ce îmi zice horoscopul. E foarte greșit. Tu ai un Dumnezeu care îți spune viitorul. Nu trebuie să-ți-l spună ziarul și ăștia care fac previziuni pe baza astrelor. Dumnezeul tău a creat astrele, i-a creat și pe ei, i-a creat și pe tine. Dumnezeu știe viitorul. Doamne, luminează-ne. Următorul lucru. Uitați-vă, versetul 31. Cei din Ava au făcut pe Nibhaz și Tartac. Ce era Nibhaz și ce era Tartac? Zeul întunericului cu cap de câine, cel ce latră. Și prințul, Tartag era prințul sau eroul întunericului sau zeul gunoaielor. Vedeți, alte probleme, nu? Ăsta ce hămăie, ham, 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 care tot latră. Ăsta e duhul de ceartă ce vine în familiile noastre. Și apoi numai te cerci, numai te cerci, numai te cerci. Zice: Domnul, eu nu sunt în mijlocul vostru." Și apoi vine celălalt, nu? Zeul gunoaielor, nu? Lucrurile ne robesc lucrurile, fraților și surori. Altă dată puteau să trăiască fratele Ticăiaci aici. Trăiau două familii într-o singură casă. Casa era ca un duplex, dar nu ca acum, acum sunt duplexurile. Nu? Într-o parte aveau vreo două camere, în cealaltă vreo două camere, într-o parte erau 10-11, în cealaltă 10-11. Ce erau 20 și ceva într-o casă. Acum nu le ajunge la doi o casă mare. La doi. Că să ceartă, să închide, unul acolo, unul acolo, nu mai știi, te duci ca prin galerii să-l cauți, să-l găsești. Știți de ce? Ne robesc lucrurile. Doamne, ajută-ne să te căutăm pe tine și gunoaiele astea să le socotim ca și Pavel, așa cum sunt, ca și gunoaiele. Niște gunoaie de care ne folosim o vreme, dar vine focul și le înghite. Apoi, Ultima închinare falsă pe care o găsim aici, cei din Sefarvaim își ardeau copii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, Dumnezeu din Sefarvaim. Zeul focului, da? Zeul focului, și zeul lunii, zeul focului sau al soarelui și zeul lunii. Și m-am gândit aici cu copiii care ard în foc, focul nu-i pe din afară, e pe dinăuntru. Și ăsta e zeul tehnologiei. Copii care intră pe internet și nu mai ies de acolo. Eram, vă spun sincer, aseară eram la un magazin și era un copil, de vreo 5-6 ani, stătea în față la ușa, acolo, nu știu unde era mamă sa. Făcea gesturi, scotea niște țipete, niște cuvinte, își bătea mâinile, se scărpina. Am zis, mă, dar cei cu copilul ăsta? cei cu copilul ăsta? Acolo ajung copiii noștri care devin dependenți de tehnologie, fraților. Și Dumnezeu trage semnale de alarmă. Uitați-vă: Când nu ne mai temem de Dumnezeu, ne înpădăiesc idolii aceștia și zic: Doamne, ai milă de familiile noastre. Vreau să rămân la gândurile acestea. Frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. O putem dobândi prin citirea Bibliei. Asta e foarte importantă. Deuteronom 17 cu 19, lege pentru împărat, să o citească și să învețe să se teamă. Citiți fraților acasă Biblia cu copiii dumneavoastră. O să învețe că Dumnezeu i-a creat pe ei, El poate totul, El poate rezolva orice lucru și se vor teme de Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Frica de Domnul dobândită prin post și rugăciune, acest soi de draci, să știți că și ăsta e un drăcușor, nu? Așa stai în să nu te tem de Domnul, nu? Ce e Dumnezeu? E un drac, ăsta e un Și acest soi de drag nu iese afară decât, cum o zis Domnul? Păi poți și rugăciune. Și apoi al treilea lucru, prin coborârea Duhului Sfânt, Isaia 11 cu 2, când a coborât Hristos pe pământ, Duhul Domnului s-a odihnit peste el, un Duh de frică de Domnul. Doamne, lasă Duhul Sfânt peste copiii noștri. Amin.